După zile cu soare și caniculă, urmează vijeliile și ploile însoțite pe alocuri de grindină. Meteorologii au emis două avertizări de tip cod galben de caniculă, dar și de ploi. Instabilitatea atmosferică va fi accentuată în Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și al Olteniei. Primul avertisment meteo este de astăzi până mâine la ora 13. În după amiaza zilei de azi, în Banat, Crișana, local în Maramureș, precum și în vestul Transilvaniei și al Olteniei, va fi caniculă. Temperaturile maxime vor atinge frecvent 35-37 de grade, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, astfel că disconfortul termic va fi accentuat. Din seara acestei zile, gradul de instabilitate atmosferică se va accentua în regiunile vestice și sud-vestice. Vor fi averse cu caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului, cu aspect de vijelie. Izolat va cădea grindină, iar cantitățile de apă vor depăși 30-35 de litri pe metru pătrat. Județele afectate vor fi Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Alba, Arad, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj. În celelalte regiuni, vremea va fi călduroasă. Doar pe arii restrânse vor fi temperaturi în jurul valorii de 35 de grade și disconfort termic accentuat. Al doilea cod galben este valabil în intervalul 14 iulie ora 13 și 15 iulie ora 8. Instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată în Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și al Olteniei, unde valorile termice vor scădea. Vor fi averse cu caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu aspect de vijelie. Local va cădea grindină.